Salutare tuturor, eu sunt Skildro și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. După o lungă perioadă de timp, ieri am făcut un live cu acest modpack și un live în care am făcut fish, nu prea a fost cine știe ce important, dar în acest videoclip vreau să vă prezint modpack-ul. O să las la începutul videoclipului cea mai probabil o imagine cu lista și ceea ce conține modpack-ul respectiv și în modpack aveți un text care precizează efectiv cam orice mod, aproape orice mod. S-ar putea să fie ratat vreunul sau două, nu sunt sigur, dar dacă aveți întrebări, oricum o să vă las și Discord-ul meu în descriere și nu o să fie vreo problemă, sperăm. Bun. Hai să trecem rapid la previzualizarea modpack-ului, să vedem ce conține modpack-ul acesta și vreau să precizez înainte că este un modpack medium PC. Am vrut să-l fac low medium, dar nu chiar mi-a plăcut mie ce mi-a ieșit în varianta low spre medium, așa că am zis hai să mai adaug câteva chestii, chiar dacă e medium, mai ales că acum majoritatea dintre voi cred că aveți un PC decent sau un laptop decent și vă permiteți să jucați cu niște moduri mai medium, nu? Bun. Primul lucru pe care cred că îl și observați este HUD-ul nou, cum ar veni aici și aici. Bun, avem și textul de aici, care este foarte ușor de modificat. V-am spus, o să aveți un fișier text care scrie tot ce conține modul și ce trebuie să faceți ca să modificați aici. Bun. Avem HUD fix care fixează banii aici, nu mai apar zerurile de la început. Bun, avem HP-ul mașinii aici deasupra sau stamina, cum e acum. Și aici HP-ul nostru. Bun. Avem un fond nou care mie sincer chiar îmi place și aici în tab, vedeți? Bun. Ce mai avem? Mapa pe mână cu locații, pentru că sunt în taxi să fiu. Da, dați așa. Bun, mapa pe mână cu locații. Altceva. Oricum, puteți să scoateți mapa pe mână foarte ușor, pentru că, cum v-am zis mai devreme, v-am lăsat acolo niște detalii cât mai amănunțite despre modpack, care să vă ajute și să nu vă complicați prea mult cu ele, sper eu. Oricum, v-am spus, mă contactați de aici dacă e vreo problemă și rezolvă. Bun, altceva. Ce am mai adăugat eu? Avem skin-uri HD. Sunt nenumărate skin-uri, nu e nevoie să intru în detalii acum. Mașini HD, cum vedeți și acolo, acel tir, acest bullet. N-am vrut să bag foarte multe mașini editate, adică de GTA 5 și chestii de genul. Avem decât Turismo, Infernusul, care este acel Infernus și nu prea e HD. Am încercat totuși să nu-l fac spre high PC. Așa că oricum n-am băgat NB, avem un time sink, adică cerul, avem din soare, zăpadă, copaci de iarnă și multe, multe alte chestii minore, dar de foarte mare ajutor. Cum ar veni alt săgeată stânga, noi copiem textul care a fost pus ultimul de aici. Așa, ce să mai pot să mai vă explic eu acum? Oricum sunt multe, foarte multe moduri, modurile pe arme, nu știu dacă le-am precizat. În general, modul rulează cam decent, adică dacă nu sunt foarte multe mașini în zonă, aveți, vă duceți pe 100 FPS-uri dacă aveți un PC cât de cât decent. Adică eu am un i5 7400 de 2, nu, de 3,5 GHz. Sper să nu mă înșel. Cred că aici greșesc eu. Cred că e de 2,5 și am eu pareză puțin pe creier acum, dar nu e nicio problemă. Bun, și un GTX 1060 de 6 GB. Bun, ce mai de precizat? Mai mă gândesc acum la modpack repede să vă spun. Păi, cred că cam atât. Băi, data aceasta este turismul. Cam atât, cred că e de precizat. A, da, avem și fake-esc-ul. Ne-a lipsit un fake-esc. First person-ul. Pentru că și first person-ul este un lucru important când jucăm SAMP. Cel puțin e mai distractiv să te joci cu first person. Așa, avem checkpoint-ul modificat. Să zicem că dăm find house. Stai să căutăm o casă de apropiere. Casa aceasta. Astea. ID 911, spre să mă înșel. Da. 911. Nu. Find house. 911. No, am copiat de acolo și n-am acces tot și de aceea apare așa. Vedeți, are checkpoint-ul modificat și în afară de chestia asta mai vedeți și aici în dreapta va apare distanța până la checkpoint. Dacă mă dau înapoi, crește distanța, dacă mă dau mai față, checkpoint este modificat.
Așa. Bun, avem ninsoarea care. Așa, da, și efectele de mașini, vedeți? De fumurile, efectele sunt schimbate în joc. Sunete n-am adăugat, pentru că sunetele, nu știu, nu prea mă ajută pe mine în joc. Adică, în general, nu prea joc samp cu sunet, așa că nu am nevoie. Bun, ce-am mai adăugat? Bun, hai să vă arăt repede armele. Câteva dintre armele. Sunt armele din modpack-ul lui TB din 2020 de iarnă. Nu știu ce aș mai putea să mai zic. E un modpack ok, care nu prea dă crash din câte am văzut eu. Nu mi-a dat crash până acum deloc. Vedeți? Avem și pătrac. Rămână, vedeți gloanțele unde s-au dus. Avem și efect când tragem. Și mai părăm un AK, vedeți? Are și skin frumos, ținta frumos. Bun. Așa. Ce să mai explic eu acum? În general, sper să nu aveți probleme cu acest modpack. O să aveți San Andreas Multiplayer instalat, adică SAMP-ul instalat direct în fișier. Adică nu trebuie să faceți absolut nimic decât să intrați în joc. Și cam asta a fost cu totul. Ce ar mai fi încă o chestie? Aveți anti-crasher-ul, deci să nu instalați cumva anti-crasher-ul peste modpack-ul respectiv. Chiar dacă vă dă crash, îmi spuneți mie, mai scot eu din modul, mai vedem cum mai rezolvăm și îl fac să meargă și pentru voi. Dar cum am spus, în general ar trebui să vă meargă la majoritatea dintre voi, mai ales dacă aveți calculatoare cât de cât decente. Și cum am zis, nu băgați anti-crasher pentru că are deja anti-crasher, un anti-crasher foarte bun. Și cum v-am spus, până acum nu mi-a dat niciodată crash, nu știu. L-am testat 2 zile, aproximativ 2 zile și nu mi-a dat crash. Așa că vă aștept să vedem ce reacție aveți despre modpack, cum vă merge modpack-ul. Sunt chiar foarte curios dacă vă merge și vouă, pentru că nimeni nu l-a testat în afară de mine. Dar după cum am văzut eu, chiar merge cât de cât ok. Ce n-au modificat și majoritatea dintre voi cred că ați vrea să modificăm este kilometrul aici. N-am vrut să fac nimic cu acesta. Nu știu, îmi place stilul clasic. În rest, multe lucruri ok, puse, părerea mea. Zăpada se vede așa, stați puțin să o scotăm de tot. Gata, nitro se vede aici, e puțin modificat. Cu efectul acela albastru. V-am spus, sunt modpack-uri, cum să, combinate. Sunt moduri combinate și de aceea a rezultat asta, pentru că sunt moduri dintr-o parte, moduri din altă parte, pentru că am jucat pe mai multe servere în același timp și na, am încercat să văd și cum e pe alte servere, mai ales în mod pe cu acesta, am încercat să văd dacă merge și parte servere și am văzut că nu e problemă, deci nu cred că aveți probleme să jucați neapărat pe, să zicem, Baget. Puteți să jucați și pe Nefree sau pe alte servere, deci nu cred că e problemă neapărat pe Baget să jucați. Păi cam atât cred că cu prezentarea acestui modpack. Dacă m-am încurcat puțin, habar nu am ce am zis mai devreme, deci nu știu, vă las detalii oricum, vedeți acolo în detalii, eu v-am explicat cât de bine am putut. Ce conține modpack-ul. Puteți vedea copacii. Tu ai vrut să te calci și n-ai avut noroc. Așa. Cam atât. Cam atât avem cu modpack-ul acesta. Uitați și efectul acela de bubuit. De bubuire a mașinii. Bun. În general modpack-ul. Cred că are vreo. Stai să mă gândesc puțin. Cred că are vreo 6 GB sau 7 GB. Nu știu cât are, dar vreau să zic că în general modpack-ul nu o să fie modificat. Adică V1 rămâne V1. Vă spun acum, ca să nu vă gândiți la ceva. Nu o să creez, cred că vreodată V2-ul, mă gândesc și eu așa. Fac decât un fel de test dacă o să am succes cu acest modpack, dacă o să am poate succes o să creez și modpack-ul de V2, dar având în vedere că sunt foarte multe moduri copiate unul din partea la altă, unul din partea la altă, o să vină lumea și o să sară, mamă, că tu ai copiat, că nu știu ce, păi așa fac majoritatea. Tibi la face la fel, numai că le copiați de la ruși, dacă vă duceți pe Nefrit și fac la fel, na,
N-ai cum acum să faci tu mod, pe că e greu să creezi tu mod. Pe bune, în 2025 mai stă să mai creezi modul, sunt deja o sumă. Cam atât cu acest videoclip. Vă las pe alte episoade de Samp. Sper să fac ceva desactiv pentru că mi-am făcut așa o chestie în cap. Acum când o să filmez Samp, vreau să fac ceva desactiv pentru episod ca să nu vă plictisiți pe episod. Totuși sper că n-a durat foarte mult acest episod. M-a plictisit foarte mult și am explicat lucruri inutile, unele. Da. Oricum, ne vedem, nu știu, mâine. Sau, nu știu, când ne vedem. Când pun episodul următor. Da, vă anunț oricum. Baftă! Salut, sunt Mihai după editare. Am uitat să precizez o chestie. Parola mod pe core este skill de V1 sau las în descriere. Am pus parola pentru că nu vreau ca toți noobii să acceseze mod pe core respectiv. Și plus că prin acest lucru fac și oamenii să se uite la videoclip până la sfârșitul lui. Deci, hehe, v-am făcut-o. Everything that kills me makes me feel alive. You killed the